Bună, drăguții mei, bună sflețele frumoase! Sper că nu m-ați așteptat prea mult pentru că am fost în vacanță, am lipsit 3 săptămâni și astăzi vin către voi cu, cu etalare, în patru variante. Am zis așa să... ca un, o cerere de scuze pentru că am întârziat atât de mult, am zis să facem patru variante care sperăm că o să iasă frumos și sperăm că o să vă placă. Am fost la plajă, m-am bronzat un pic, un pic cam mult, m-am cam pârlit așa un pic. Bun, drăguții și drăguțele mele, să haideți să vedem ce avem aici. Numărul 1, numărul 2, numărul 3 și numărul 4. Vom face o etalare de dragoste, așa cum v-ați obișnuit voi și cealaltă persoană, voi și persoana de care voi sunteți interesați sau interesate, dragii mei, vom încerca să captăm mai mult energia celelalte persoane și vom intra un pic, vom uh, explora mintea, sufletul acestei persoane în legătură cu voi în această perioadă. Bun, țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt colective, deci vi se pot potrivi 100% parțial sau deloc. Trebuie să captați de aici sau să luați doar mesajele care credeți voi de cuvință că vă aparțin. Uneori, știți cum este, vă puteți asculta propria etalare sau vă puteți regăsi propriile gânduri în, în această etalare. Alte ori, pur și simplu, captăm energia celuilalt. Vom vedea ce o să iasă și na, sper să vă placă, sper să iasă bine și să rezoneze cu voi și să fie ok. Bun, numărul 1, 2, 3 și 4, voi va trebui să vă alegeți una dintre cele patru variante sau puteți viziona toate cele patru variante, dar gândindu-vă la o persoană diferită ar fi cel mai indicat, ca să nu ne iasă așa o poveste un talmeș-balmeș aici. Bun, începem cu numărul 1. Cei care v-ați ales acest set de cărți este un tarot amestecat cu Lenormand. Și să vedem ce avem. Bun. După cum bine știți, mie îmi place foarte mult să folosesc oracolele. Așa că vom Extrage câteva cărți din oracol pentru a vedea o energie generală, așa între voi doi în această perioadă. Să vedem energia, să vedem despre cine vorbim aici. Energia feminină. Mai vreau o carte. Oh, energia feminină încearcă să-și facă curățenie în viață încearcă să se elibereze de o energie masculină, din câte îmi dau seama, sau pur și simplu își face curat în viață în această perioadă. Avem numărul 2 și numărul 21, deci ați fost 2 și veți rămâne 1. Și avem cartea curățeniei, cartea care curăță, care eliberează, care șterge ce nu-i mai este de folos. Deci aici avem o energie feminină care încearcă să curețe ce nu-i mai este de folos? Ce crede ea că nu-i mai este folositor? Hai să vedem despre cine întrebați voi, cum este cealaltă persoană. Persoana de care întrebați voi, indiferent că sunteți domn sau doamne, op, este o persoană care vrea să compenseze, să persevere. Care perseverează, numai puțin. Îmi cer scuze, a trebuit să întrerup un pic. Bun. Deci, aveți de-a face cu o persoană care încearcă să compenseze, care încearcă să reaprindă re, sau să uh, refacă această legătură între, pe care simte că a pierdut-o. Asta simte. Probabil că, datorită faptului că voi, Doamnelor, încercați să vă eliberați sau ați încercat, nu știu ce încercați aici să faceți, să faceți curățenie în viața voastră, ei se simt în pericol. Se simt în pericol și încearcă din nou să reaprindă această flacără. Încearcă cât pot de mult. Bun. I-ați cam adus la realitate sau, nu știu, a... ceva s-a trezit în ei. Bun, hai să vedem cum vă văd ei pe voi, cum vă percep. Cum vă percep. Greu de îmblânzit, am văzut Wild acolo. Greu de îmbl îmblânzit. Cum vă percep? Vă percep în această perioadă ca a fi o persoană care se sacrifică foarte mult. Vă percep a fi o persoană nefericită. Uh, au impresia că treceți printr-o perioadă de depresie, așa cumva, de singurătate, că vă autosabotați, că da. Și că suferiți. Vă percep ca pe o persoană care suferă, care. Cu cartea asta, sigur, ei văd o suferință în voi. Acum nu știu dacă este o suferință creată de ei, sau pur și simplu așa vă văd ei a fi o persoană care suferă, care se retrage, care își dorește libertate sau își dorește să își pună uh, ordine în idei. Dar în spatele aceste, acestei linii, de fapt, voi suferiți și aveți nevoie să vă vindecați aici niște răni, așa vă percep în această perioadă. Hai să vedem mai departe. Sau mai sunt în alte cazuri, ei încearcă să vă învinovățească pe voi de toată această situație. Și asta mai poate fi. Încearcă să vă învinovățească, încearcă să dea vina pe voi. Um, în mintea lor cred că voi sunteți de vină pentru tot ce s-a întâmplat sau pentru faptul că probabil că în unele cazuri încercați să scăpați de această energie sau încercați să fugiți de această energie. Hai să vedem ce simt ei în acest moment pentru voi. Ei sau ele, în funcție de cine ascultă. Hai să vedem. OK. Ce simt? Cavalerul de spade. Cavalerul de spade simt că este cazul să iau o decizie și trebuie să iau o decizie foarte, foarte rapid, nu mai pot aștepta. Avem Cavalerul de spade și doiul de bastoane. simt nevoia să iau o decizie rapidă că simt ca și cum uh, uh, vor pierde, sunt pe punctul de a vă pierde, sunt pe punctul de uh, a pierde în fața nu neapărat a voastră, cât în fața unei alte persoane. Este ca și cum persoana de care voi întrebați are un rival sau o rivală. Este ca și cum voi sunteți într-o altă legătură, într-o altă relație și ei simt nevoia să ia repede, repede o decizie sau să facă ceva, să facă ceva pentru a îndrepta lucrurile. Bun, ce gândesc despre voi în această perioadă? Și apoi le vom și clarifica înainte de a merge mai departe, pentru a ne fi mai ușor să înțelegem povestea. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Papesa. Cred că sunteți persoane foarte intuitive, cred că sunteți persoane care țineți un secret sau ascundeți ceva de ei sau de ele. Um. <coughs> cred că nu le spuneți totul, regina de pentacule, ce gândesc? Gândesc ca să fie ideale sau ideali ca și parteneri de viață, ca și parteneri permanenți să creeze cu voi ceva alături de voi. Aveți potențial, sunteți persoane care reprezintă uh, potențial, dar totuși există aici o lipsă de încredere. Au impresia că o să vă piardă dacă nu acționează rapid dacă nu fac ceva, dacă nu se mișcă rapid în direcția voastră. Bun, hai să vedem și o mică clarificare. Papesa, optul de cupe. Da, cumva ei se gândesc că voi sunteți pe cale să îi abandonați, să plecați, să încheiați această legătură, această relație, să vă detașați emoțional de ei. Și cumva faceți lucru ăsta cu în secret, pentru că nu prea există comunicare aici, ei își doresc comunicare, ei sau ele. Această persoană își dorește comunicare, își dorește rapid, rapid să facă ceva, să ia o decizie sau să vă pună pe voi în fața unei decizii, să luați rapid o decizie. Ok. Regina de Pentacule. S-au întors mai multe. Vor reciprocitate, vor să, da, vor să-și schimbe soarta. Ceva s-a trezit în această persoană de curând, ceva s-a trezit, ceva, nu știu, are născut, a văzut mult mai clar anumite lucruri, a văzut că se poate crea alături de voi, a văzut că se poate face ceva alături de voi, v-au văzut într-o altă lumină. În trecut, probabil că au avut o altă impresie despre voi, dar acum, dintr-o dată, au văzut lucrurile cu totul diferit. Uh realizează într-un fel sau altul că le sunteți sortiți sau sortite, realizează într-un fel sau altul că voi aduceți lumină și fericire în viața lor și vor să ofere, dar vor să și primească în egală măsură. Hai să clarificăm aici. Da, asul de bâte, deci ar face, ar veni către voi așa rapid, rapid, rapid. Asul ăsta de bâte ar în, încerca să reaprindă această flacără, așa cum am văzut și aici să reaprindă, să vină repede, iute, iute. Și asul de pentacule, da, vor să creeze o anumită stabilitate alături de voi, vedeți voi, în sufletul lor și în mintea lor de asemenea, ei simt că ar putea crea ceva alături de voi, că voi sunteți ceea ce și-au dorit, că voi sunteți persoana de care au nevoie, că au pierdut sau că sunt pe cale să vă pierdă. Orică v-au pierdut, orică sunt pe cale să vă pierdă. Aici simt cumva și văd din cartea asta că asta e cartea pierzătorului. E atunci când tu, dacă nu e o decizie rapidă, pierzi. Pierzi și altcineva câștigă. E ca la un joc de cărți între două persoane. Cineva se bate pentru voi. Bun, ce nu știți voi... Ce nu știți voi regele de pentacule și optul de pentacule. Dacă această persoană, asta nu știți, că această persoană și-ar dori să creeze o uniune stabilă cu voi, vor să creeze ceva alături de voi, vor să culegeți roadele împreună, <coughs> să faceți ceva împreună cu optul ăsta de pentacule, cu regele de pentacule aici, ce nu știți, asta vor. Au ceva de oferit și știu că și voi aveți ceva să le oferiți, iarăși vă reciprocitate, cum am văzut și aici în șasele ăsta de, de pentacule, asta vor. Ce nu, se, ce nu știți? Ce se întâmplă aici? Ia să vedem. Cavalerul de pentacule se mișcă foarte încet. Ceva îi ține pe loc. Încă mai așteaptă ceva, așteaptă momentul potrivit. Diavolul. Au niște adicții, au, au ceva ce ține pe loc din punct de vedere mental. <coughs> Încerc scuze, mai puțin să-mi aduc un pic de apă sau ceva să beau. Chiar nu înțeleg de ce se întâmplă fenomenul ăsta când îmi fac citirile, pentru că în mod normal nu tușesc cu lunile și când fac o citire mă apucă tusea. Bun, hai să vedem ce intenții au și ce vor face până la urmă. Hai să vedem ce intenții au. Care le este intenția și acțiunile care le vor lua. Intenția, o, oh, multe. Prea multe. Intenția lor vis-a-vis -vis de voi, regele de cupe, să vină să vă declare iubirea, să vă declare dragostea, să vă spună ce simt pentru voi, asta le este intenția. Asul de cupe, da, și patru de spade. Încă așteaptă. Asul de cupe iarăși vor o împăcare, vor, o, vor să declare ceea ce simt, ar veni și acum către voi, dar ceva îi reține, ceva îi ține pe loc, o să vedem imediat ce îi ține și pe loc. Hai să vedem ce vor face până la urmă, care le va fi acțiunea, asul de spade vor să comunice, vor comunica probabil la un moment dat, își vor lua inima în dinți și vor comunica nouăle de cupe. Asta este tot ce își doresc în acest moment, să comunice cu voi. Și mai vreau carte, ca și acțiuni. Nouăle de spade, da, din punct de vedere mental, sunt blocați. Își fac foarte multe griji, nu știu cum să vină către voi, simt foarte multă doiul de cupe la capătul pachetului și cavalerul de cupe, da, ei vor să vină să comunice această persoană vrea să vină să-și facă dreptate și să comunice cumva cu voi, să spună roata norocului și cavalerul de bastoane. Se simt bolnavi fără voi. Se simt bolnavi, pur și simplu. E o dragoste bolnăvicioasă pentru ei, dar vor să creeze ceva. Totuși ceva, ceva îi reține. Deci asta vor, ca și intenții, avem regele de cupe, asul de cupe și patrul de spade, deci ar comunica, ar veni să vă spună cât sunt ei de îndrăgostiți, cât sunt ei de copleșiți, ce emoții au pentru voi, ce mult simt ei pentru voi. Ceva i-a trezit, v-am zis, ceva i-a trezit. Probabil faptul că v-au simțit pe voi, că vă îndepărtați emoțional sau că vreți să faceți curățenie în viața voastră și că se simt dați la o parte... Nu știu, dar ceva i-a trezit, așa, la realitate, dintr-o dată. Și se tem foarte tare că pierd în fața altcuiva, unei alte energii masculine. Bun. <coughs> Hai să vedem. Să vedem aici, să clarificăm. Cavalerul de cupe. Și asul de cupe. Da, vor să comunice. Ia, uitați-vă, optul de băte și doiul de cupe. Deci chiar vor să comunice, vor să vină către voi. Au această intenție de a veni către voi, de a exprima ceea ce simt, dar vor reciprocitate. Nu știu dacă și voi uh, simțiți la fel, nu sunt sigur, dar ei vor. În această perioadă vor să vină. Ia să vedem patru de spade. Ce oprește? Prințesa de băte. Ce oprește? Un copil. Mm. <laughs> nu neapărat. Vor, ar veni, dar ce-i oprește? Prințesa de băte. Hm, și nebunul. Se gândesc că ar fi un pic nechipzuiți, că nu ar fi chiar bine, că n-ar fi chiar cea mai bună idee să vină în acest moment, și totuși ar veni. Totuși ar veni. Hai să vedem. Până la urmă, se pare că își fac curaj și comunică. Pentru că asta este ceea ce ei își doresc cel mai mult. Ia să vedem. Regina de spade. Da, vor comunicare și vor comunicare și din partea voastră. Ok. Treiul de pentacule și cinciul de pentacule. Aici există și o a treia energie, categoric. Undeva <coughs> vă veți întâlni undeva într-un cerc de prieteni, cel mai probabil. Undeva la, nu știu, la o ieșire cu prietenii. Probabil că unii dintre voi chiar aveți prieteni comuni sau uh, există o petrecere la care vă puteți întâlni sau este ceva. Și acolo ar manifesta na, ar manifesta această comunicare. Ia să vedem 9 de spade, 9 de bâte. Wow, cât nu are aici avem trei de 9. 9, 9, 9. Foarte multe griji și fac, au obosit îngrijorându-se, a obosit, îngrijorându obosit gândindu-se cum să comunice, cum să facă să comunice cu voi, Prințesa de Pentacule, Justiția și Șasele de Spade. Eu am impresia că ei probabil că sunt într-o altă legătură sau poate că voi. Sau poate că ei se tem ca voi să nu fiți într-o altă legătură, într-o altă relație. Simt foarte, mult, foarte multe emoții în această perioadă pentru voi. Asta simt. Foarte, foarte multe emoții. Simt că încep să se îndrăgostească. Avem asul de cupe aici. Aici îl avem pe cupidon în cartea asta. Asta simt ei în această perioadă. Că parcă zloviți așa ca de un trăsnet. Parcă îți loviți. Ceva i-a trezit. Și totuși, patru ăsta de spade. Hmm. Ceva îi blochează. O altă energie masculină. Se simt blocați de o altă energie masculină. Nu văd o altă energie feminină, ci o altă energie masculină care ar sta în calea uniunii voastre. Bun, dragii mei, cam asta am avut pentru prima variantă. Încerc să le fac așa un pic mai scurte. Le-am și clarificat puțin ca să ne dăm seama ce și cum. Uh, își doresc comunicare, e clar, au sentimente pentru voi, au iubire, în suflet, au dragoste, uh, simt că v-ați detășa de ei și se tem așa puțin, se tem puțin că v-ați îndreptat atenția către altă persoană. Dar își doresc foarte mult uniunea cu voi, își doresc comunicare cu voi, uh, să lămuriți ceva, nu știu, aveți ceva de lămurit. Bun, o să-l pun puțin pe pauză și ca să-mi ameste cărțile și o să merg sus să-i spun fiicei mele să-și dea, e face școală online și se aude destul de tare și să-și închidă ușa, <laughs> numai puțin. Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a doua variantă, cei care v-ați ales acest pachet de cărți, cel verde. <laughs> Haideți să vedem energia generală dintre voi și cealaltă persoană, wow, binecuvântare și o inimă loială, hmm, foarte frumos, foarte frumos, opa, prea multe, vrem o cărticică, avem două, nu nicio problemă, le luăm pe ambele, hai să vedem energia generală dintre voi doi, păi avem uh, ceos și conflict, Haos și conflict. Se pare că numărul 33, numărul 11, se pare că aici sunt probleme în paradis. Ceva se întâmplă. Pare că sunteți o familie, probabil că aveți o familie cu această persoană, sau cândva ați fost o familie, nu știu. Mi-apare Cartea Familiei, Cartea Sufletelor Gemene, dar și Cartea Familiei, în care uh, Vă urmați unul pe celălalt. Vă doriți să puneți capăt acestor conflicte, acestor. Doriți ca totul să fie ca la carte. Nu vă plac lucrurile când nu sunt clare, când nu știți ce și cum, nesiguranța. Nu. Vreți să puneți totul în ordine, să fie totul perfect aliniat în viața voastră. Ca o tablă de șah vă doriți ca totul să fie foarte bine aliniat, așa fin, să curgă lin. Bun, hai să vedem. Și totuși, în momentul de față, există cartea cu haos și conflict. Hai să vedem cu cine aveți de-a face, cum este persoana de care voi întrebați în acest moment. Cum este persoana de care voi întrebați în acest moment. Ia să vedem. Este o persoană foarte ascultătoare, o persoană umilă, așa, așa mi arată cărțile. O persoană care crede în Dumnezeu, care are credință în Dumnezeu sau, nu știu, în interiorul său, cumva, are parcă trimisă de divinitate în viața voastră. Um... Este o persoană ascultătoare. Am impresia că aici sunteți, cei care ascultați, sunteți un pic mai dominanți, sunteți un pic mai... Persoana aceasta de care voi întrebați îmi pare a fi o persoană care vă ascultă, care vă urmează. Parcă voi sunteți mai lideri, mai... mai bossy, așa să zicem. Pe când persoana asta este foarte umilă, foarte ascultătoare, foarte ușor de dominat, Hai să mai vedem. Avem numărul 33, numărul 11, poate e și o diferență de vârstă. Vă oglindiți cumva. Numărul 2, numărul 41. Hai să vedem ce părere are această persoană despre voi, cum vă vede, cum vă percepe în acest moment. Ia să vedem. Oh, ho, 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 ho. Vă percepe ca a fi o persoană cu o latură foarte bună, dar și cu o latură negativă vă percepe a fi persoana cea mai importantă din viața lor în acest moment, dar uh, v-am spus, vă percepe așa ca a fi când bună, când rău, când bună, când rea. Uh, cu două fețe, cumva. O persoană cu două fețe. Hai să vedem ce simte pentru voi în acest moment această persoană de care voi întrebați ce simte, care sunt sentimentele care sunt sentimentele, ia să vedem, împărăteasa, da, într-adevăr, cum am zis, cea mai importantă persoană din viața lor, totuși, pe altă parte, deci, cumva asta văd și în cartea asta, ei vă văd, dacă sunteți doamne, vă văd a fi mireasa lor, a fi femeia ideală, a fi tot ceea ce ei și-au dorit cândva, sau tot ceea ce și-au dorit, dar, cumva așa, vă percepa a avea o latură negativă de asemenea împărăteasa, împărăteasa este, apare atunci când aceasta în sufletul acestei persoane uh, ei nu mai au pe nimeni altcineva în sufletul și în mintea lor numai pe voi împărăteasa nu există altă femeie mai frumoasă, mai deosebită mai, mai, mai mai, decât împărăteasa, e cea mai, cea mai hai să vedem conține toate reginele posibile, asul de cupe, wow câtă iubire are persoana asta pentru voi nici nu vă imaginați în mintea lor, în acest moment, referitor la voi, regina de pentacule, deci nu are rost și aici mireasă. Și regina de pentacule înseamnă soție. Deci, această persoană așa vă percepe ca a fi cea mai importantă persoană din viața lor, cavalerul de cupe și da, nu există așa ceva. Și marele preot. Deci, marele preot reprezintă căsătorie, dacă voi nu sunteți împreună cu această persoană în acest moment. Indiferent de ce tip de relație aveți cu această persoană, această persoană vă vede a fi cel mai sau cea mai importantă persoană din viața lor. Au sentimente extrem de profunde. Au, sunteți totul. Totul pentru, pentru ei. Totul. Nu există ceva mai frumos sau ceva mai aparte decât voi. Și totuși, totuși, aici, cum mireasa asta, jumătate jumătate este ca și cum. Ceva s-a întâmplat sau ceva, nu știu. Aveți și o latură mai negativă pe care ei o văd, dar uh, nu prea interesează. Cumva. Nu prea interesează. Hai să vedem ce nu știți voi. Ce nu știți. Ce ascunde această persoană de voi. Ce nu știți asul de bâte întors invers, într-o poziție inversată. Nu vor conflict. În cartea asta înseamnă foarte mult cum să spun, înseamnă foarte multă pasiune, dar totuși aici avem doi dragoni. Persoana asta nu vă poate face față. Simte ce nu știți voi, fiind într-o poziție inversată, se tem că nu vă pot face față, se tem că nu vă pot oferi pasiunea de care voi aveți nevoie. Se tem că nu sunt suficient de buni sau de bune pentru voi. Au teama asta în suflet. Ce nu știți? Pajul de, de pentacule și soarele. Și-ar dori foarte mult un copil. Cu pajul de pentacule și soarele și-ar dori foarte mult un copil. Sau și-ar dori foarte mult o întâlnire față în față în cazul în care nu v-ați văzut niciodată, pentru că pajul de pentacule mai poate însemna și asta. Ceva un nou început care să se materializeze, să fie real. Dar cu soarele lângă, eu zic că ar fi mai mult un copil că și ar dori un copil de la voi. Acum depinde și de vârsta pe care o aveți, poate că undeva în sufletul lor, ăsta a fost, asta a fost cea mai mare dorință lor să aveți un copil împreună sau nu știu, poate ține de trecut, poate, dar nu contează. Important este că asta au un suflet și totuși se tem că nu sunt suficient de potenți sau pasionali sau cu asul ăsta de, de băte încât să vă facă fericiți sau fericite. Bun, hai să vedem ce acțiuni intenționează, care le sunt intențiile de fapt, care le sunt intențiile vis-a-vis -vis voi o oh, multe doiul de cupe s-a întors, ok, vor o uniune în cazul în care sunteți despărțiți, își doresc foarte mult să fiți din nou împreună, să fiți fericiți împreună, vor reciprocitate în dragoste, vor iubire de la voi, vor să ofere, dar să și primească în egală măsură. Doiul de cupe este uniunea dintre două suflete pereche. Ce intenționează? Doiul de cupe. Hai să mai vedem. Apoi le vom clarifica puțin. Opa, regina de spade, ce intenționează să comunice, să vorbească. Și șasele de pentacule, da, reciprocitatea asta își doresc. Comunicare, reciprocitate, vor să se simtă iubiți sau iubite în egală măsură. Și vor să iubească la fel de mult. Hai să vedem ce vor face. Zecele de pentacule. Ce intenționează să facă nebunul. Vor face un pas către voi foarte important, deși uh, li se pare așa un pic că au un pic de risc acolo. Se tem un pic de acest pas, dar îl vor face. Uh, avem... Uh, nouăle de pentacule și asul de pentacule. Deci ce vor să facă este să ofere această reciprocitate în iubire, să ofere dragoste, să vorbească cu voi, să comunice și ce vor face în mod concret este să vină cu o cerere, o propunere către voi. Dragii mei, aici e frumos, rău de tot. Deci această persoană chiar își dorește o uniune cu voi, se simt dominați sau dominate de voi, simt, se simt copleșiți, simt atât de multe emoții cum n-au mai simțit pentru nimeni niciodată. E frumos, eu zic că e foarte frumos. Asul de pentacule cu... cu marele preot, într-un fel sau altul, vor să oficializeze această relație. Și ar dori foarte mult să oficializeze această relație legătură. Ia să vedem. Regina de spade se tem oarecum așa de o respingere din partea voastră, dar în același timp și-ar dori foarte mult ca și voi să comunicați cu ei. Ce avem aici? Cavalerul de cupe. Hai să vedem. Cavalerul de cupe. Ai câte griji își fac. complexați așa puțin sau complexate, au niște complex, nu știu, au ceva, se tot gândesc griji că îi puteți respinge, se tem că îi puteți respinge marele preot. E posibil în unele cazuri ca această persoană să fie și căsătorită, pentru că la un moment dat am zărit justiția și acum iarăși justiția, dacă sunt căsătoriți sau căsătorite, vor să pună capăt. Pentru că își doresc prea mult legătura cu voi. Și ar dori să comunice cu voi înainte de a lua o decizie radicală. Există și varianta asta. Deci, moment, dacă știți că persoana de care întrebați este căsătorită, are în minte în acest moment să rupă legătura în care este, să rupă orice fel de legătură cu ceilalți pentru a fi împreună cu voi. Sunt copleșiți în acest moment sau copleșite de emoții și de dragostea pe care vă poartă, vor să comunice în legătură cu acest lucru, vor să vă spună și se pare că vor lua o decizie importantă în legătură cu voi în perioada următoare. În unele cazuri este posibil ca această persoană să fie judecat de familie. Zecele ăsta de pentacole mai poate fi și familia. Familia să-l considere un nebun sau o nebună. Pentru acțiunile pe care le va face. Se, se teme așa puțin de judecata celorlalți. Dar nimic nu stă în calea acestei persoane. Vor pur și simplu să vină către voi. Hai să vedem. Împărătea sa. Puterea. Da, își fac curaj. Voi le dați curaj. Dragostea pe care vă poartă le dă curaj. Și aici avem spânzuratul, vedeți? Totuși există niște blocaje. Deci ce au în suflet, ce simt ei, uh, pentru voi este atât de profund, dar pe de altă parte există totuși niște blocaje. Încerc să găsească o soluție. Ei încearcă, să, încearcă totuși să se sacrifice sau ar sacrifica ceva. Știu că trebuie să sacrifice ceva pentru dragostea asta. Sunt aici niște blocaje totuși. Ia să vedem ce e aici în asta. Da, da, vedeți voi, au de sacrificat în unele cazuri mai multe persoane. Vedeți, sunt mai multe persoane în jurul lor pe care ar trebui să le sacrifice. Este tot arborele ăsta, este, este ca și cum ar trebui să sacrifice întreaga familie pentru a fi împreună cu voi. Și totuși, își doresc foarte mult să fac acest pas, să fac acest lucru, dar nu înainte de a comunica cu voi pentru a vedea dacă există reciprocitate, pentru că ei vor sau ele vor să se asigure că și voi simțiți la fel, că și voi vă doriți același lucru. Pentru că se pare că această persoană este într-o altă legătură în acest moment, într-o altă relație. Bun, regele de, de băte. Totuși această persoană e obișnuită să fie destul de cuceritoare, să fie așa un cuceritor sau o cuceritoare, să fie o persoană cu opțiuni și totuși se tem undeva în adâncul sufletului, se tem că nu sunt destul de buni pentru voi. De ce? Pentru că sunt cuprinși de emoții. Cred că această persoană n-a mai simțit niciodată atâta dragoste cum a simțit pentru voi. Și cumva aceste emoții uh, le face ego-ul să fie diminuat sau nu știu, cumva, cumva îi închide așa, îi... nouăle de pentacule și ar dori să fie singur sau singure să poată veni către voi și aici avem nouăle de pentacule își doresc își doresc să fie singuri își doresc să fie stabil sau stabile din punct de vedere uh, material pentru a vă putea oferi ceva și pentru a putea iniția această, această iubire. Cinciul de spade invers. Da, nu-și doresc, vedeți voi, se tem totuși în sufletul lor, au teama asta că celelalte persoane îi vor scoate ochii sau e o scoatere de ochi aici. Este ca și cum. Uh, vede ce va urma. Adică pentru dragostea asta trebuie sacrificat foarte mult. Și tot acel sacrificiu se teme că va fi cumva întors împotriva sa. Avem, oh, avem energia lunii. Poate o mamă posesivă în jurul lor, poate o mamă care hmm, care împotriva voastră sau împotriva acestei legături, aceste relații sau sunt confuzi momentan, ei știu ce își doresc, dar sunt confuz pentru că nu știu cum să facă, cum să o dreagă în așa fel încât să nu existe chiar atât de multe victime, să nu, să nu existe atât de multă durere, să nu existe atât de multe persoane împotriva acestei legături. Bun, hai să vedem doiul de cupe ca și intenții. Cinciul de cupe, Wow, aici, se, aici există un regret mare. Un dor, un regret, lacrimi. Persoana asta se simte copleșită fără voi, se simte îndurerată, îi pare rău. Îi, wow, îndrăgostiții. Trebuie să facă o alegere până la urmă. Ok, mi-a o carte pe jos. Cine e aici? Prințul de bâte. Prințul de bâte. Da. Ei știu că trebuie să aleagă, că nu se pot juca. Nu se mai pot juca. Poate cândva s-au jucat, cândva a fost doar o aventură pentru ei, dar se pare că nu se mai pot juca. Hai să vedem 10 ăsta de pentacule cu ce vine. Nu știu de ce 10 ăsta de pentacule îmi dă impresia că nu este vorba de o căsătorie, cât este vorba de familia lor, familia din care îi provin moartea. Da, da, se tem că se tem că va, va trebui să pună capăt sau va trebui să încheie sau să transforme mentalitatea și o wow, 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 unei familii întregi pentru a fi cu voi, o legătură frumoasă, dar grea din cauza celor din jur, așa simt. Parcă nu sunteți voi, că sunt cei din jurul vostru care se împotrivesc cumva acestei legături. Hai să vedem nebunul ce va face până la urmă. Doiul de băte. Știu că va trebui să iau o decizie rapidă, poate este și o distanță fizică între voi. În acest moment mi-apare aici universul, lun, lumea, șaptele de băte da, lupta lupta aceasta sunteți trei vedeți, cu treiul de cupe treiul de cupe reprezintă totuși și o a treia persoană avem doiul de cupe unde sunteți doar voi doi și avem și treiul de cupe și aici patru de cupe parcă să zic totuși cumva că nu vor să piardă ocazia cu voi sau poate că au pierdut-o și regretă. În patru sta de cupe, vedeți voi, încearcă, această persoană încearcă să salveze ce a mai rămas din această dragoste, din această iubire, încearcă să salveze, dar nu știu cât de mult va reuși și patru de băte aici la capăt și nebunul. Da. Ce pot să vă spun aici este că Persoana asta simte iubire cât toată planeta asta pentru voi, dar totuși există foarte multe obstacole între voi, există regrete, există păreri de rău, în unele cazuri poate chiar o distanță fizică între voi. Ceva se opune acestei legături, ceva se opune. Și această persoană știe că trebuie să facă niște sacrificii. Ceva trebuie transformat, ceva trebuie schimbat pentru a putea fi împreună cu voi, dar este tot ce și-a dorit vreodată. Acum rămâne de văzut dacă vor reuși sau nu să facă ceva până la urmă, dacă vor reuși să manifeste acest nou început cu, cu nebunul. Și totuși nu mi-a apărut lumea. Ceva încă mai au. Ei au o, o situație neîncheiată. Trebuie să încheie ceva pentru a. Porni la drumul ăsta cu voi. Probabil că mai durează până își clarifică decizia. Bun, dragii mei, cam asta am avut și pentru cea de-a doua variantă. Între timp eu o să-mi strâng cărticelele, le curățăm puțin și mergem mai departe către cea de-a treia variantă. Vă pup cu mare drag! Dacă mai găsesc și un mouse. L-am găsit. Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a treia variantă. Hai să vedem ce avem și aici. Deci, energia dintre voi doi în această perioadă și, în special, ne vom uita la cealaltă persoană să vedem care sunt intențiile, gândurile, sentimentele în această perioadă pentru voi. Bun, hai să extragem din oracol o carte pentru a vedea energia generală dintre voi doi, observatorul, opa, vă urmăriți unul pe celălalt, se pare, atât voi cât și cealaltă persoană, chiar dacă știți, chiar dacă nu știți, probabil că și cealaltă persoană caută informații în această perioadă despre voi. Este o distanță fizică între voi posibil. Dorința de a trimite un mesaj, dorința de comunicare și un suflet pereche. Este vorba despre un suflet pereche. Bun. Frumos. Hai să vedem cum este cealaltă persoană. În ce energie se află în această perioadă. Persoana de care voi întrebați. Opa, avem două cărți aici. Visează foarte mult, își face iluzii, își face gânduri. Visează, pur și simplu. Visătorul cu ochii deschiși, deci visează la voi, visează foarte mult la voi. Bun, frumos. Pare a fi o persoană bună, wow, și la capătul pachetului avem uh, Gaia. Gaia este un fel de împărăteasă, deci se gândește la voi ca a fi, doamnelor, dacă sunteți doamne, ca a fi cea mai frumoasă persoană, cea mai frumoasă apariție din viața lor. O, oh, pasărea Phoenix, ați, parcă v-ați renăscut din cenușă, ați, e o reapariție aici, e o reapariție. Hmm, frumos, foarte frumos. Bun, hai să vedem cum vă văd ei pe voi în această perioadă, cum vă văd ei pe voi sau ele pe voi. Iarăși avem Phoenix. Wow! Home, acasă. Foarte frumos. O reapariție. Probabil că este o legătură mai veche, care a fost reluată sau este pe punctul de a fi reluată. Curaj. Ok. Și iubire. Cum vă văd ei pe voi? O persoană curajoasă, o persoană plină de dragoste, de iubire. Și la capătul pachetului avem Mireasa și... Uh, sexual art. Wow! Vă doresc foarte mult. Își doresc foarte mult să fie în preajma voastră. Wow! Familia și tribul. Da, și ar fi dorit să fie cu voi în cazul în care nu sunteți împreună cu această persoană. În această perioadă se gândesc foarte mult, și imaginează cum ar fi fost dacă ar fi fost împreună cu voi. Vă văd persoane foarte curajoase, sau caută o cale să-și arate dragostea către voi, să vină cu iubire către voi. Ia uitați aici: cum vă privește de la distanță, din spate cumva, parcă nici nu știți, parcă habar nu aveți. Că această persoană se uită la voi și caută o soluție. Caută o soluție. Mai există cineva în viața acestei persoane. O persoană care stă agățată de. Ia uitați-vă aici parcă în spate mai au pe cineva care încearcă să-i tragă înapoi, dar ei nici nu, nici nu vor să audă, nici nu vor să vadă. Da, ei caută o soluție să vină către voi. Bun, hai să vedem, e până aici e frumos, până aici e frumos. Hm. Cavalerul de băte și zecele de băte, am tăiat pe ele două. Este ca și cum această persoană se simte îmbătrânită, se simte uh, epuizată. Simte că este prea bătrân sau prea bătrână sau că nu știu, ceva de genul ăsta. Parcă prea mult timp a trecut. Ia, să vedem. V-am zis, simt să spun că că este o legătură care a fost reluată. Am văzut de prea multe ori pasărea Phoenix. Bun, ce simte ei pentru voi? Regina de băte și șasele de băte simt foarte multă atracție fizică, foarte multă atracție fizică. Vă văd a fi cea mai o persoană extrem de atrăgătoare, extrem de frumoasă și ei vor să aibă o victorie sigură, vor ceva sigur cu voi, își doresc această victorie. Hmm. Sau își doresc ca ceilalți, sau poate că nu neapărat că își doresc asta în suflet, asta au în, în inima lor în acest moment. Faptul că parcă toți ceilalți vă doresc, tot ce, toți ceilalți din jurul vostru le spun că sunteți deosebiți sau deosebite. Hai să vedem în mintea lor în această perioadă, în legătură cu voi. În mintea lor mai vreau o carte. Ce au în minte? Wow! Wow! Și aici, ce și Doiul de pentacule, cinciul de cupe și patru de pentacule. Oh, ho, ho, ho. Hmm. În mintea lor sunt indeciși. Se pare că mai este cineva în viața lor, mai există cineva în viața lor, mai există o persoană în viața lor. Cinciul de cupe arată dor, arată regret, arată părere de rău în legătură cu voi. Vedeți și aici avem un ceas, parcă timpul a trecut, parcă a trecut prea mult timp sau poate că au luat cândva o decizie, uh, au fost indeciși la un moment dat au fost indecisi sau indecise și acum regretă faptul că nu au știut ce să aleagă, că au ales greșit, pentru că au ales aici o relație karmică, din câte îmi dau seama. Ia uitați-vă, este o persoană care, pe care ei nu o doresc. O energie karmică. Probabil că sunt într-o altă legătură în acest moment sau cineva este în viața lor, dar este o persoană pe care ei nu și-o doresc patru de pentacule. Patru de pentacule poate însemna și o legătură karmică sau uh, faptul că ei nu s-au detașat niciodată, nu s-au rupt niciodată energetic de voi. Asta se gândesc că încă mai țin la voi, încă nu pot da drumul, încă nu pot renunța pentru că spre atrași există aici foarte mult magnetism între voi doi. Hai să vedem în secret ce, ce nu știți voi, ce nu știți în legătură cu voi. Ia să vedem. Opa! Ce avem aici? Doiul de cupe și-ar dori foarte mult să fie împreună cu voi. Doiul de băte, dar știu că trebuie să ia o decizie. Și șaptele de băte Se tem de o respingere foarte mult. Se tem de o respingere sau poate că într-un fel sau altul și-ar dori să nu... Să nu mai simtă să nu mai simtă toată această iubire și ar dori să nu mai simtă pentru că aici ceva, ceva nu e bine. Ceva nu e bine și știți ce nu e bine? Probabil că legătura asta karmică în care ei se află și nu prea pot să se desprindă de acea legătură karmică. Dar, în schimb, vis-a-vis -vis de voi, doamnelor sau domnilor, această persoană simte foarte multă atracție, extrem de multă atracție, pe care nu prea o înțeleg în acest moment. Iarăși, o alegere, o decizie. Hm. Doiul de cupe, ce nu știți voi? Nu știți că ceea ce simțiți voi pentru această persoană și această persoană simte pentru voi, asta nu știți. Că au sentimentele la fel de puternice cum și voi le aveți. Poate chiar în unele cazuri mai puternice. Pentru că și aici în cartea de oracol îmi arată faptul că voi, totuși, vă îndreptați privirea către altceva pe când ei se uită către voi. Vă caută! Vă caută! Bun. Hai să vedem ce intenționează să facă, și ce vor face, ce intenționează ia să vedem. Regina de cupe să arate ceea ce simt pentru voi, au sentimente puternice cu, cu regina asta de cupe. Ce intenționează? Încă mai așteaptă. Sunt într-o așteptare, intenționează să mai aștepte și totuși, cavalerul de spade parcă ar aștepta parcă n-ar mai aștepta. Sunt așa, ca și intenții, nu știu ce să facă momentan. Pentru că totuși regina de cupe, dacă sunteți o doamnă, încă nu știu ce simțiți voi pentru ei, nu, nu sunt siguri, nu sunt siguri, dacă și voi simțiți la fel. Și atunci preferă să mai aștepte puțin pentru a vedea ce, ce, ce se întâmplă, ce, pentru a culege mai multe informații, pentru că aici avem observatorul, avem cel, pe cel care se uită, încă observă, încă mai are informații de cules. Bun, ce vor face? Iar apoi le vom și clarifica puțin. Ce vor face? care le va fi acțiunea, opa, ok, care le va fi acțiunea, păi avem uh, luna și nouăle de cupe, uh, nu vor face nimic momentan, nu vor face nimic cu luna, sunt confuzi, visează cu nouăle ăsta de cupe, uh, nu neapărat confuzi, cât uh, indeciși sau indecise, uh, în special seara se gândesc foarte mult la voi, visează foarte mult din câte vedeți nouăl de cupe, pur și simplu e o persoană care visează la voi își imaginează tot felul de scenarii dar frumoase, plăcute cu voi hmm. dar în nicio carte nu există acțiune, nici în nouăle de cupe nici în lună, deci opa, și aici sunt multe și avem nebunul, am văzut nebunul Uh, până la urmă probabil că vor lua la un moment dat, da, vor lua o deci decizia să comunice avem optul de băte și șasele de spade vor comunica, ori vor face un drum către voi pentru a se întâlni cu voi, pentru a fi în preajma voastră cumva vor să vă iasă în cale pentru a iniția o comunicare vor să comunice Probabil că vor să afle dacă și voi aveți aceleași sentimente dacă există această reciprocitate sau dacă și voi simțiți la fel de aceea me și regina de cupe și nu Regere uh, Regina de cupe este foarte empatică, este o persoană plină de iubire care știe să ofere. Ei vor să știe dacă și voi aveți sentimente profunde vis-a-vis -vis de ei, așa cum ei au vis-a-vis -vis de voi. Hai să le și clarificăm puțin, ia să vă la capătul pachetului optul de cupe. Mm, și steaua, și temperanța, și marea preoteasă, și regele de cupe. Da, vă văd misterioase. Vedeți? Ei simt foarte mult în această perioadă pentru voi, foarte mult, dar momentan țin toată această emoție ascunsă cu marea preoteasă. Pentru că ei mai sunt într-o relație, mai sunt într-o... Sunt prins aici energetic de altcineva și este foarte greu să iasă de acolo. Aici e vorba și de un drum, de o călătorie cu steaua, încearcă să se tempereze, să se vindece, să se detașeze emoțional. Ei încearcă sau el încearcă, depinde cine ascultă. Se încearcă o detașare emoțională, dar nu prea se poate. Cât de mult ar încerca. E cumva destul de greu că nu se pot detașa emoțional de voi. Nu se pot. Încearcă să se mintă singuri, ei se mint singuri. Deci îi simt, au emoții, îi simt la fel de mult ca și voi am revem regele și regina de cupe, deci ambii simțiți, dar cumva se mint în sinea lor că nu e adevărat că poate doar mi se pare, poate că nu simt atât de mult, poate că e numai mintea mea și tot așa. Da, reciprocitate, vedeți? Vor să știe dacă și voi simțiți la fel. Hai să vedem de ce regretă aici. Ce regretă? Ce regretă? Wow! Regina de pentacule întoarsă invers. Oh, 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 Ce regretă? Regretă faptul că nu sunteți împreună? Sau regretă faptul că nu au știut să vă aleagă, așa cum am văzut aici? Au ales ceva greșit? Au făcut o alegere greșită, probabil că la un moment dat în viața lor cu 200 de pentacole au oscilat între voi și altcineva și probabil că la momentul acela au ales pe altcineva iar acum regret acel lucru pentru că au ales o relație karmică și n-au văzut legătura de suflete pereche dintre voi doi da, ia să vedem ce caut aici doiul de, da Doiul de pentacule, iarăși, da, alegerea pe care au făcut-o și patru de spade, alegerea pe care au făcut-o nu i-a dus cam nicăieri. Adică nu i-a împlinit sau nu, nu, nu a împlinit această persoană din punct de vedere sentimental deloc. Hai să vedem, regina de bute, regina de bute, prințul de pentacule. prințul de pentacule. Foarte mult timp le-a luat să realizeze faptul că, de fapt, voi sunteți ceea ce și-au dorit. Șasele, magicianul. Da. Acum și-ar dori să manifeste, să se întâmple ceva, să se miște ceva, să veniți în viața lor sau ei în viața voastră. Patru de pentacule, șasele de cupe, da, aici v-am zis, și zecele de cupe. Acum realizează faptul că sunt, ei sunt într-o relație karmică în acest moment cu altcineva. Nu știu cine e acea persoană, dar se pare că sunt într-o legătură karmică cu altcineva și realizează faptul că cu acea persoană au stat într-un patru de pentacule, adică le-au oferit foarte puțin, uh, nu prea au simțit mare lucru, patru de spade, patru de pentacule, nu a fost ceea ce... a fost o stabilitate falsă. A fost o stabilitate falsă, a fost marea lor fericire și marea lor iubire, e la voi, de fapt, zecele de cupe cu șasele de cupe. Voi le oferați, dar n-au realizat la acel moment. Ia să vedem. Și aici, doiul de cupe cu regina de bâte, da. Au descoperit, mai târziu și-au dat seama de fapt că alegerea pe care au făcut-o este greșită. Pentru că atracția, de fapt, o aveau cu voi. Și voi erați tot ceea ce ei și-au dorit. Ia să vedem doiul de bâte. Luna. Iarăși luna asta. Hmm, au fost confuzi. Și încă sunt. Încă sunt. Aici mai poate fi vorba și de o energie maternă, mai poate fi cineva între voi sau uh, nu știu ce să aleagă, nu o știu ce să facă. Nu știu pur și simplu, au avut de, au avut de ales între voi și o altă persoană și au ales-o pe cealaltă persoană, iar acum simt, simt regret. Părere de rău vor să întoarcă roata, și ar dori să întoarcă timpul, să dea timpul înapoi. Ia mai dă o carte aici pe roată treiul de cupe. Na, da? a fost un triunghi amoros la un moment dat. De ce se apără? De ce se apără? Zecele de pentacule. Ori familia a stat între voi, ori o altă persoană. Ori o altă persoană sau probabil și una și alta. Hai să vedem. Regina de cupe, la intenții, regina de cupe și șase, șaptele de pentacule. Ia să vedem curajul. Până la urmă își fac curaj, cam asta au de gând, să-și facă curaj să vină către voi. Deci până la urmă o să-și facă curaj și șasele de spate, da, vor face un drum către voi. Ori vor, vor face un drum, ori pur și simplu vor încerca cumva să vă iasă în cale. Sau, dacă este distanță între voi, Uh, vor încerca să comunice. Vor să găsească o cale de a comunica luna. Hai să vedem. Sacrificii. Sunt conștienți sau conștiente de faptul că sunt necesare niște sacrificii sau, în unele cazuri, e există o renaștere, există o mare transformare aici, ceva a renăscut ceva s-a schimbat nouăle de cupe, hai să vedem asul de spade vor să comunice, nu există comunicare între voi și vor să comunice ar vrea să vă spună ceea ce visează, ar dori să vă spună ceea ce își doresc judecata și doiul de spade întoarce invers Hm. Ce ar vrea să vă comunice sau ce ar vrea să inițieze, ce acțiune ar vrea să facă. Poate cumva, în unele cazuri, pentru că am văzut și Marea Preoteasă, probabil că își doresc să depășească aceste blocaje, dar într-un mod ascuns, pentru a nu fi judecați de ceilalți. Cumva, încă. E ceva ascuns acolo, parcă legătura asta ar vrea să o țină un pic secretă. Ascunsă șasele, regele de spade. Hmm. Știu că trebuie să creeze o strategie, știu că trebuie să fie destul de inteligenți în comunicare, știu că nu pot veni cu orice către voi. Încearcă în mintea lor să-și facă o strategie. Mai dăm o carte aici. Șaptele de cupe. Visează, visează foarte mult în acest moment. Și hirofantul. Visează și se gândesc și imaginează cum ar fi fost dacă ar fi fost cu voi. Steaua, steaua, steaua. Da, și șasele de bâte. Își doresc o victorie. Îndrăgostiții și cinciul de cupe, o alegere făcută greșit, pentru care regretă. Ei regretă o alegere pe care au făcut-o. Voi nu știți lucrul ăsta, adică nu știu, nu e manifestat încă, nu, nu știți. Unul dintre voi a plecat, s-a îndepărtat de celălalt, iar celălalt a rămas foarte, foarte rănit. Da, e destul de complicată povestea la voi, dar și aici mi-arată faptul că această persoană are niște regrete, totuși aici îmi pare timpul pierdut, este ca și cum uh, oare voi mai putea vreodată să deschid aceste, aceste uși, pentru că sunt atât de multe lacăte puse deja pe aceste uși și ar dori totuși să iasă dintr-o legătură karmică pentru a putea manifesta acest 6 de cupe, zece de cupe doi de cupe cu voi, adică o iubire pură, o iubire care ar cam vrea să-și schimbe soarta, parcă, parcă, ar vrea să schimbe ceva această persoană. Bun, dragii mei, cam atât am avut și pentru cea de-a treia variantă. Între timp o să-l pun pe pauză și mergem către cea de-a patra variantă, dragii mei. Iar -și nu găsesc cursorul. Aha, l-am găsit. Bun, drăguții mei, am revenit cu cea de-a patra variantă, cei care v-ați ales acest pachet de cărți albastru. Haideți să vedem ce ne iese. Energia dintre voi doi în această perioadă. O, wow, ce dor mi-a fost de cărțile mele. Energia dintre voi doi în această perioadă. Hai să vedem ce ne arată cărticelele. Opa! Imaginație, vă imaginați, vă imaginați această persoană și această persoană se gândește la voi, deci aici e cumva reciprocitate, parcă ambii uh, vizualizați această legătură, această relație. Hai să vedem cu cine aveți voi de a face, cum este în acest moment persoana la care voi vă gândiți, cum este în acest moment. O, jucă ușă. Plină de viață, își dorește abundență, este o persoană fericită, aș putea să spun. Este o persoană fericită, este o persoană care are un suflet de copil, are un suflet de copil, adică o persoană care știe să se bucure de viață, care trăiește viața la maxim, uh, care. Este ușor copilăroasă totuși, dar într-un mod plăcut, într-un mod frumos. Bun, deci asta este persoana la care voi vă gândiți, în această energie se află în acest moment, cum vă vede această persoană pe voi? Cum vă vede această persoană pe voi? O vindecători, vindecătoare. Deci vă vede ca și uh, un healer, ca un vindecător. Wow! Și cu o sexualitate de ia uitați-vă, aici ce frumos! Se simte foarte atrasă sau atrasă de voi. Uh, nu poate să se desprindă de energia voastră, nu vrea să vă dea drumul, nu vrea să se îndepărteze de voi. Uh, ar vrea tot timpul să vă fie în preajmă, să audă ce aveți de spus, să vă. Absoarbă fiecare cuvânt, fiecare mișcare. În unele cazuri este posibil ca această persoană să vă perceapă pe voi ca a avea anumite probleme de sănătate și că este nevoie să vă vindecați sau că ar vrea să vă ajute să vă vindecați, și asta ar fi o variantă. Sim și lucrul ăsta, dar că sunteți în proces de vindecare că sunteți în proces de vindecare, că ușor, ușor vă vindecați. Bun, haideți să vedem uh, ce simte această persoană pentru voi. Primele trei variante mi-au ieșit foarte frumos, sper că și a patra mi iese frumos. <laughs> Ia să vedem, până acum e bine simte pentru voi. Șaptele de cupe visează foarte mult la voi și optul de, de bastoane își doresc să găsească o soluție, vedeți voi să găsească o cheie, nu știu ce cheie să aleagă. Șaptele de cupe sunt confuzi sau confuze în legătură cu voi în acest moment. Este posibil ca în unele cazuri să existe mai multe opțiuni în viața acestei persoane. Dar, în principiu, această persoană se pare că visează destul de mult. Acum, la ce visează, rămâne de văzut. Dar... Da, mie, mie așa îmi pare, că are mai multe opțiuni în acest moment și că vrea să fie sigur sau sigură că va face alegerea potrivită. Își dorește să comunice. Poate că aveți de-a face cu cineva din gemeni sau cu planete în gemeni, pentru că își dorește foarte mult comunicare, își dorește foarte mult să spună ce are de spus, să găsească o soluție, să caută ajutorul uh, prietenilor, par parcă cere ajutorul unui prieten. Scuze, asta nu o să zic, parcă cere ajutorul unui prieten. Bun. Cum vă percepe sau cum se gândește la voi în acest moment? Cum Ia să vedem. hu <laughs> Nole de spade și moartea. Păi, nole de spade în aceste cărți mi-arată mie că persoana asta se află momentan într-o indecizie. Se află poate în unele cazuri într-o altă legătură și nu știe ce să facă, să rămână acolo, să iasă, să schimbe ceva, să transforme ceva, să pună capăt legăturii cu voi, uh, își face foarte multe gânduri, foarte multe gânduri. Nu știe, nu e, e foarte indecisă în acest moment. Își face griji. Uh, se simte ca și într-o colivie. Se simte strâns sau constrâns sau... Se simte captiv și totuși are poarta deschisă. Deci, este o situație din care nu vrea să iasă momentan, pentru că nu că nu ar putea, nu vrea să iasă, nu există, nu pot, există, nu vreau, cam așa mi arată și cartea asta, nu vrea să iasă. Parcă ar lăsa timpul să le rezolve pe toate, cam așa ceva. Parcă ar vrea să lase lucrurile să vină de la sine. Este cumva genul acela de energie în care sau situație în care tu spui lasă să vedem ce o să se întâmple, cam așa ceva. Să vedem ce o să se întâmple, ce o să fie, ce o să fie mai departe. Adică nu, nu văd să ia niciun fel de, își face griji, își face tot felul de gânduri, visează, indecizie simt aici, caută o soluție, dar nu o pune în practică parcă, parcă ar vrea să găsească ceva, dar în același timp există și o notă de pasivitate aici. Își dorește o schimbare și totuși nu, nu acționează în niciun fel. Hai să vedem ce nu știți voi, ce nu știți. în Îndrăgostiții, da, o decizie importantă în dragoste. Își caută sufletul pereche persoana asta, își caută sufletul geamă, în sufletul pereche. Uh, totuși simt că ar fi o persoană destul de indecisă. Ar fi o persoană destul de indecisă. Poate că mai este cineva, de aceea mi-apare șapte ăsta de cupe. Poate că are de ales între voi și o altă persoană și nu știe exact pe cine să aleagă pentru că și-ar dori să meargă la o ghicitoare sau să meargă la o vrăjitoare să-i spună exact care este persoana destinată, predestinată, pentru că nu știe. Este în incapacitatea de a face o alegere, de a alege, și regina de spate, ce nu știți? Hmm. Sau ce poartă în suflet și nu știți? Și-ar dori să comunice, iarăși vă comunicare, dorința de a comunica. Dar nu știu cum să spun, parcă simt cumva că ar doriți ca voi să inițiați această comunicare, ca voi să uh, veniți cu o idee deșteaptă așa către această persoană. Voi să veniți cu soluția. zecele de cupe. Își doresc fericire, își doresc... Această persoană își dorește să fie fericită, își dorește mai mult, își dorește... Dar există un grad de indecizie aici. Bun, hai să vedem ce va face... Nu, ce intenționează, deși așa în mare mi-am cam dat seama ce intenționează. Oh, împăratul, ok, prea multe, roata, da. Împăratul, ce intenționează? Spânzuratul și mai vreau o carte și nouăle de cupe. Știți ce își dorește această persoană sau ce intenționează? Își dorește foarte mult ca cineva să se sacrifice pentru... Simt cumva un oarecare grad de egoism în această persoană parcă își dorește pe cineva care să se sacrifice, să facă o grămadă de compromisuri, să nu știu, să o salveze sau să îl salveze, să îl pună sau să o pună pe un piedestal. Cam asta simt aici. Este ca și cum persoana asta uh, are mai multe opțiuni și nu știe exact ce să aleagă în acest moment, nu știe, nici nu, parcă nici nu prea vrea să aleagă ceva. Uh, încă mai așteaptă, încă este indecis sau indecisă și în legătură cu voi simt același lucru, că nu știe exact dacă voi sunteți ceea ce își doresc sau nu. Hm. Ia să vedem ce vor face până la urmă care le vor fi acțiunile ce avem aici. Cavalerul de cupe vor veni cu niște mesaje de dragoste, niște sau își doresc cel puțin să vină să exprime ceva. Treiul de spade și doiul de spade. Mm. Ce vor face? Știți ce fac? Aceste persoane sau această persoană uh, vin către voi cu un mesaj frumos de dragoste, dar sau cu o promisiune frumoasă, dar nu sunt capabili sau capabile să se țină de acea promisiune și atunci creează doar conflict, creează durere, creează rană. Pentru că sunt. Nu știu cum să spun. Ei sunt foarte indeciși sau indecise și nu știu ce vor. Uh, știți cum e aici? Persoana asta culege ceea ce a semănat sau nu știu cum să zic. To caută, 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 parcă ar vrea ceva mai bun, parcă au impresia că merită mai mult, parcă ar veni către voi, totuși aici cu cavalerul ăsta de cupe, ar veni să exprime ceea ce simt ei, dar nu știu de ce creează niște răni, creează niște blocaje sau uh, parcă mai rău fac, parcă mai rău fac. Venind către voi cu aceste mesaje de dragoste, într-un fel sau altul, vă rănesc pe voi. Și aici, la capătul pachetului, aveam zecele de, de bâte întors invers încă mai vor să copilărească, încă mai vor să-și trăiască viața, încă nu sunt deciși, încă nu știu ce vor în legătură cu voi, dacă vă vor pe voi sau vor pe altcineva. Ia să mai vedem. Haideți să clarificăm puțin. Mai puțin. Bun. Hai să clarificăm puțin. Ia să vedem noul ăsta de spade. De ce în mintea lor este atât de multă zarvă regele de, de pentacule? Da, este zarvă pentru că nu sunt gata pentru o relație stabilă. Nu sunt gata. Moartea. Nu-și doresc ceva serios. Nu acum cred ei că nu este momentul potrivit. Patru de cupe, prințul de băte și luna. Da, nu, nu vor încă ceva serios, nu vor ceva stabil, vor încă așa, întâlniri romantice, încă simt ei că nu, nu e momentul potrivit. Șaptele de cupe, ia să vedem. Șaptele, marea preotea să întoarsă invers. Nici nu este un secret pentru ei, voi că ei au foarte multe opțiuni, Probabil că v-au și vorbit la un moment dat, au comunicat despre acest lucru, că mai există cineva, că ar mai fi cineva sau... Optul de bastoane, da, iarăși, vedeți? Doiul de discuri și regele de spade. Uh, parcă jonglează, parcă aici simt că ar jongla între o persoană stabilă, o persoană care își dorește stabilitate și o persoană care... Care a creat o legătură mentală destul de profundă, jonglează între voi și altcineva. Nu sunt gata. Ei, ei sau ele, e posibil să fiți domni care ascultați, și dacă sunteți domni, această persoană jonglează între voi și o altă persoană și altcineva. Cinciul de spade. Hm. Clarifică îndrăgostiții. Da, nu, nu, nu au. nu sunt gata pur și simplu. Patru de pentacule. Da, încă țin la libertatea lor. Încă țin la libertatea lor. Încă nu sunt pregătiți pentru o relație stabilă cu voi. Eu am impresia că ei sau ele încă sunt în căutare încă sunt în căutare. Nu simt că voi ați fi persoana potrivită lor, 100%. Ia să vedem. Cavalerul de cupe. Parcă se joacă așa un pic cu sentimentele voastre. Treiul de băte. Da, vedeți voi, din când în când li se face dor de voi și mai revin. Mai revin. Șaptele de cupe, dar sunteți una dintre opțiunile sale. Din păcate, nu sunteți singurii sau singurele. Șasele de cupe. Întotdeauna ați fost acolo pentru ei sau pentru ele, gata să îi primiți cu brațele deschise. Asta simt ei în acest moment. Știu că oricând vă bat la ușă, voi o să deschideți. Asta... Asta simt ei sau ele în acest moment. Și optul de cupe. Da. Asta e ceea ce, ce simt în acest moment. Da, din păcate, cam asta este energia pe care o simt la numărul 4. Îmi pare rău să vă spun, dar n-am ce să fac. Astea, scărțile, dacă voi considerați că nu este așa, nu știu, alegeți-vă un alt număr, dar aici cam asta simt, că voi sunteți. Uh, cu ușa deschisă oricând la orice oră pentru ei sau pentru ele și că oricând pot veni să se plângă în brațele voastre, oricând vă pot oferi așa un pic de dragoste, un pic de iubire doar pentru a fi primiți atunci când au nevoie de un număr pe care să se plângă, să plângă. Dar încă sunt în căutare persoanele astea. Persoana asta de care voi întrebați încă este în căutare, în căutare de ceva special, pentru că avem aici împăratul, ca și intenții, deci ca și intenții persoana asta caută, caută un împărat, în cazul în care sunteți un domn și întrebați o doamnă, persoana asta uh, nu vrea doar un rege, vrea un împărat adică vrea toți regii într-un, într-o singură persoană, vrea să fie și bogată persoana de care s-ar putea îndrăgosti și bogată și frumoasă și potentă și sexy și de toate cam de toate într-unul Așa, un tort. <laughs> nu vrea doar o prăjitură. <laughs> Înțelegeți voi ce vreau să zic. Iar dacă sunteți o doamnă, are intenția această persoană, ce intenționează, intenționează să uh, își creeze o stabilitate prima dată, își dorește, pune mult accent pe cu totul altă, alte priorități. Și pe voi. Avem de două ori șaptele de cupe, deci pe voi vă vede una dintre opțiunile sale, dar nu cea mai importantă, din păcate. Da, iar aici, vedeți, oricând, la orice oră, poate reveni la ușa voastră atunci când au probleme. De obicei, când au energie joasă, când au probleme, când uh, uh, se simt vulnerabili vin în brațele voastre, iar în momentul în care se simt din nou puternici, iarăși pleacă și vă lasă pe voi răniți, rănite, cu sufletul gol. Din păcate. Bun, dragii mei și drăguțele mele, cam atât am avut și pentru cea de-a patra variantă. Îmi pare rău că această variantă a ieșit un pic mai, mai ciudățică, dar asta e, astea scărțile, eu așa le văd în acest moment, așa vi le prezint. Bun, dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag și sper că v-a plăcut. Sper că nu v-am dezamăgit, sper că nu m-ați așteptat prea mult. Vă pup! Ceau!